Hello, ce faceți, dragilor? Well, dacă v-am amenințat data trecută că să nu puneți flori în soare, că vi se usucă florile, astăzi v-am adus de astea gata uscate. Mulțumesc prietenilor de la Hemscare Flowers România pentru toate minunățiile acestea pe care le-am primit și cu care o să facem, bineînțeles, un aranjament de nuntă care poate să stea fain frumos și în soare. Și așa, pentru că au început să apară tot felul de uscăciuni și pe la noi, numai că noi ăștia românii, na, ce să facem, suntem mai pe sărăchie, n-avem, noi avem niște stup din ăsta fraierește, ăștia de la Hemscare, că au pampas. Și roz, și frumos, și magnific. N-avem ce să facem, mai e. Dar vă sugerez să mergeți, acum mai momentul, să mergeți pe câmp și să cumpărați tot felul de buruieni dintre astea uscate, frumoase, superbisime, pe care puteți să le folosiți și cu care o să vedeți că puteți să faceți tot felul de nebunii. Puteți să le puneți lângă pampasul ăsta scump și frumos. Glumesc, că nu mai, într-adevăr, pampasul nu e o verdeață chiar atât de ieftină, o buruiană chiar atât de ieftină, că toată lumea zice, dar ce e? Dar să știți că s-a mai ieftinit față de acum câțiva ani, când a apărut, când era scump tare de tot. Dar ia uitați ce frumos, am primit niște frunze de palmier superbisime, niște setaria, alte frunze de palmier vopsite de niște olandeji. Așa. Și cu toate aceste uscăciuni, plus ce am mai cumpărat noi de pe câmpuri de peci, o să facem un candelabru magnific, care nu doar că rezistă în soare, dar puteți să, odată ce l-ați făcut sau dacă faceți mai multe aranjamente în genul ăsta, puteți să le păstrați, bineînțeles, și puteți să le folosiți la orice eveniment, da? Mai mult decât atât, o să vedeți că va fi foarte simplu să adăugați câteva floricele și să fie, să aveți un aranjament așa cum îmi place mie, pe luxan. Well, vorbă lungă, muncă puțină, hai să ne apucăm de treabă. Aici nu avem decât un cerc de sârmă, am pus de mai multe ori niște sârmă din asta de 4. Am pus-o de câteva ori, am dat-o cu o altă sârmă mai subțire și nu o să fac nimic altceva decât cu niște șoricei să prind frunzele astea. Practic, n-avem decât de făcut o coroniță în varianta XXL. Bun, o să punem prima dată frunzele mari de palmier. Țineți minte că v-am zis că în orice design să începeți cu prima dată cu frunzele mari sau cu florile mari, cu florile dominante, și apoi să le adăugați pe cele mai mici. O să le punem pe astea mari prima dată și apoi printre ele încet o să adăugăm frunzele mici, da? Uite ce Happy mă aprobă. Ia, mereu, când zic ceva mai important, începe și ea și latră pe cei prin atelier. Partea cea mai faină e că odată ce l-ați făcut, îl aveți și puteți să-l refolosiți de oricât de multe ori vreți. Și după ce m-am luptat cu frunzuloaiele astea de palmier, dar trebuie să recunoașteți că sunt foarte frumoase, acum o să începem și cu astea mai miculuțe, cu pampasul ăsta roz superbisim. Mai am și dintre ăsta, foarte frumos, așa. Și o să începem acum să construim frumusețea asta de candelabru. Practic trebuie să vă imaginați că facem un fel de coroniță, la asta trebuie să vă gândiți, și să tot luați tot felul de buruieni și să le tot... Hopa! Stați că mi-au căzut buruienile. Să tot luați tot felul de buruieni și să le combinați pe aici, de jur împrejur. Despre asta e vorba. Punem și niște pampas dintre ăsta maro. Deci, vă zic că nu-i treabă tocmai ușoară cu candelabrul ăsta, eu am noroc că mă mai ajută colegii mei pe aici. Dar partea bună este că odată ce l-ați făcut, aveți un decor absolut superbisim. Puteți să-l păstrați atârnat undeva în atelier sau în florărie și să-l folosiți de fiecare dată când aveți nevoie de un decor mai altfel. Bun, așa. Trebuie să aveți grijă cu palmierul ăsta pentru că
mai și înțeapă. Puteți să veniți pe el și să puneți și flori. Le puteți pune neprubete de plastic, le puteți masca prin toată verdeața asta de aici și va arăta absolut senzațional. Ia să mai punem câteva fire de pampas. Restul firelor puteți să le înfigeți pur și simplu printre cele deja... Ah, auci, mi l-am băgat în mână. E ok, sunt bine. Medic! Ne uităm să vedem pe unde mai intră câte o frunză. Cred că nu mă mai văd la cameră, dar aia e. Important e să se vadă aranjamentul. V-am zis, nu-i treabă chiar ușoară, dar merită. Și după ce umpleți candelabrul ăsta bine cu uscăciuni, mai puteți să mai adăugați, eu o să mă opresc, că cred că arată deocamdată ok, dar voi puteți să-l faceți oricât de mare aveți nevoie și mai mult decât atât, puteți să faceți orice formă de care aveți nevoie și o să vă arăt acum un mic truc prin care să faceți orice fel de formă, orice fel de decor. Secretul stă în plasa de rapiți sau chicken wire sau rabbit net sau cum vreți voi. Rupeți niște plasă dintre asta, nu știu dacă se mai vede, cred că mă mai văd pe aici. Așa, vă rupeți cât aveți nevoie, chiar și genul ăsta de candelabru. Noi am fi putut foarte bine pe suportul de sârmă să înfășurăm plasă dintre asta și apoi să băgăm frunzele direct prin plasă. Pe candelabru eu prefer să le leg cu șoricei pentru că stau mai bine, dar practic dacă avem o arcadă sau orice fel de chestie, prindem pe suport plasă dintre asta de rapid, nu știu cât de mult se vede. Și apoi înfigeți toate aceste minunății prin plasa asta de rapid, prin chicken wire, rabbit net, cum vreți voi să o denumiți, da? Și mai am o surpriză foarte, foarte, foarte frumoasă, tot de la secțiunea decorațiuni de pe Hemsker Flowers. Mi-am comandat niște, ia uite să vedem dacă se vede, skeleton leaves. Ia uite, poți să vii să le vezi mai de aproape, ia uite ce frumusețe, Doamne! Deci, skeleton leaves se numesc astea, le găsiți la Hemsker Flowers în secțiunea decorațiuni și putem foarte să facem niște lucruri foarte frumoase. O să luăm câteva frunzulițe dintre astea și putem ori să le facem un mic con, să le înfășurăm, să le prindem o mică sârmă și apoi să le legăm prin aceste uscăciuni, așa. Ia uite ce frumos arată. Sau putem mai bine, opa, așa, putem să prindem niște sârmă de o tijă de aici. Ia să vedeți ce facem acum. O ploaie de stele. Bun, am aici niște oasis adeziv. Punem câteva picături pe această sârmă. Puteți să folosiți și silicon cald, nu e absolut niciun fel de problemă, doar să aveți grijă să nu vă ardeți. Și putem să venim cu frunzulițele acestea, să le prindem așa, atârnând, da? Și putem să facem în prelungirea acestui candelabru, putem foarte frumos să ne facem genul acesta de ploaie de frunze dintre astea superbisime. Da? Ia uite ce frumos arată. Dacă mergem și facem de jur împrejur, o să fie absolut senzație. Spor la legat uscăciuni, spor la cules uscăciuni de pe câmp. Mai ales acum că a venit toamna, eu zic să vă refaceți stocul, să mergeți să adunați tot felul de lucruri, pentru că niciodată nu puteți să știți când vă sunt de folos. Și pentru tot ceea ce înseamnă palmier sau pampa sau alte chestii pe care nu le găsim, bineînțeles, la noi pe câmp, putem să le comandăm online. Cel mai bun lucru, nu cred că v-am zis niciodată, cel mai bun lucru la cei de la Hemsker, bine, pentru mine eu zic că au două lucruri, două puncte tari, selecția de plante, care mi-e place la nebunie, și faptul că îți aduc florile la ușă. Asta cred că e extraordinar de important, faptul că le comanzi online și florile vin la tine la ușă după două zile. Hai, v-am pupat, aveți o zi magnifică și abia aștept să-mi trimiteți poze cu suporții voștri din pampas și palmier. Pa, pa!